Ca la fiecare început de mandat, și parlamentarii pe care îi considerăm ca fiind de roman au depus la camerele din care fac parte declarațiile de avere pe care le prevede legislația în vigoare, pentru a vedea cât de avuți sunt cei pe care, prin votul nostru, i-am trimis în Parlamentul României, am spicuit din declarațiile făcute la intrarea în funcție. Declarația de avere a deputatului de roman metropolitan, profesorul Laurențiu Leoreanu, este identică cu cea pe care a depus-o la primăria roman la vremea când era edil șef. Actualizată în 23 septembrie 2016, declarația lui Laurențiu Leoreanu arată că deține 50% dintr-un teren intravilan în Roman, având o suprafață de 263 de metri pătrați cumpărat în 2003. Deputatul și soția sa, Loredana, mai dețin 800 de metri pătrați în comunat Arcău, teren cumpărat în 2004. Deputatul mai are la Ruginoasa 50% dintr-un teren de 400 de metri pătrați cumpărat în 2007. În Roman a primit de la părinții săi 204 metri pătrați de teren intravilan. Și în ceea ce privește imobilele, deputatul Laurențiu Leoreanu nu stă prea rău. În Roman a primit de la părinți în 2004 o casă de locuit de 204 metri pătrați, iar în 1995 și-a construit împreună cu soția sa, profesoara Loredana Leoreanu, o casă de locuit cu o suprafață de 72 de metri pătrați. În ea și-a cumpărat în 2003 un apartament de 57 de metri pătrați. La Tarcău și-a construit o casă de vacanță de 76 de metri pătrați. Tot în Roman are din același an, 2012, o casă de locuit de 105 metri pătrați pe care a primit-o de la părinții săi. Este deținătorul unui autoturism Volkswagen cumpărat în anul 2000. Are bijuterii achiziționate în 2008 în valoare de 15.000 de euro, un depozit bancar de 20.000 de dolari la BCR din 2008, an care pare să fi fost unul benefic pentru familia Leoreanu. La capitolul datorii, familia are un credit la Checkbank de 38.500 de lei făcut în 2011 și scadent în 2019. La venituri, fostul primar al Romanului declară indemnizația de primar de 46.393 de lei, salariul soției, profesor de matematică la Colegiul Național Roman Vodă, de 38.500 de lei, la care se adaugă venituri din meditațiile pe care aceasta le dă în valoare de 6.000 de lei. Din chirii, familia Leoreanu obține și 2.400 de lei. Deputatul Leoreanu se consideră un om normal, împlinit din punct de vedere familial, dar și material, provenind dintr-o familie de intelectuali cu stare, la fel ca și soția sa, care își are o bârșia în zura Bucovinei, ținut cu oameni gospodari și înstăriți. Mă consider în primul rând un om împlinit. Mă consider un om împlinit pentru că am o familie frumoasă, dar trebuie să spun că am din ce și cu ce trăi. Am avut mereu, pentru că eu la rândul meu provin dintr-o familie care a muncit de-a lungul vieții și are o situație materială mulțumitoare, la fel soția mea, din zona Bucovinei, din părinți gospodari, din oameni care au și proprietăți, care au avut și situație materială foarte bună. Noi am fost o familie care am fost mereu organizată și nu ne-am bătut joc de munca noastră. Așa încât una peste alta considerăm că suntem o familie împlinită, în primul rând prin legătura sufletească dintre membrii familiei noastre, în al doilea rând și prin situația materială pe care am avut-o și pe care împreună am... Senatorul social-democrat Dan Manoliu a declarat la intrarea în Parlament un teren intravilan în comuna Cordun de 1500 de metri pătrați, cumpărat în 2012. În declarația sa de avere, la capitolul imobile, apare un apartament de 67 de metri pătrați în Roman, în strada Smirodava, cumpărat în 1996. În 2008 mai achiziționează la Roman un apartament de 45 de metri pătrați cu fonduri provenite dintr-o donație. Are în comuna Cordun o casă în construcție în suprafață de 194 de metri pătrați. În perioada 2015 a achiziționat bijuterii în valoare de 7.000 de euro. Are și datorii la OTP Bank, unde a făcut în 2015 un credit de 58.000 de lei, scadent în 2020. În 2012 mai face un credit la aceeași bancă în valoare de 4.200 de euro, scadent în 2017. Și are și un împrumut de la o persoană fizică de 40.000 de lei, pe care s-a obligat să-l lichideze tot anul acesta. La capitolul venituri, Dan Manoliu a declarat indemnizația de vicepreședinte al Consiliului Județean în valoare de 50.450 de lei și venitul soției sale la complexul Familia Mea, unde are gradul de inspector 2, fiind retribuită cu 6.000 de lei. Mai declară un venit obținut tot de soția sa ca economist la o firmă în valoare de 7.448 de lei. Elena Manoliu a obținut și dividende în valoare de 3.500 de lei la una din firmele la care este acționară. Senatorul Dan Manoliu nu se crede un om prea bogat, ci unul cu o stare materială normală, medie, după o viață de muncă susținută. Declarația de avere care am depus-o la Senat se poate vedea pe site-ul instituției. Pe asemenea, nu sunt mari schimbări față de declarațiile de avere care le
avut în Consiliul Județean, știți foarte bine că fac declarații de avere din 2008, începând de când am avut funcția de consilier județean. Eu mă consider un om normal, cu o acumulare care are în spate o activitate de ani de zile. Sunt lucruri care le-am realizat prin munca proprie și a familiei, deci nu cred că poate spune cineva că sunt probleme din punctul ăsta de vedere. Nu mă consider un om bogat, sunt un om care poate, ca și stare materială, sunt undeva pe clasa de mijloc. E un rezultatul activității care am avut-o. Am fost director de firmă, am fost administrator de firmă privată și apoi, așa cum se știe, consilier, vicepreședinte a Consiliului Județean și acum am ajuns prin votul cetățenilor la Parlament. De departe, ceva mai înstărit pare a fi senatorul liberal Eugen Țapu Nazarie, care a declarat un teren intravilan de 1231 de metri pătrați cumpărat în anul 2007. Este, împreună cu soția, proprietarul unei case de locuit de 372 de metri pătrați construită în 2008. Declară bijuterii în valoare de 15.000 de euro, dar și un împrumut de 700.000 de lei pe care i l-a dat fostului deputat Dorinel Ursărescu, pe care cel din urmă, din cauza numeroaselor datorii, nu i l-a mai returnat niciodată și nici nu prea sunt șanse reale de a mai recupera suma vreodată, știute fiind relațiile de animozitate dintre cei doi și necazurile judiciare ale fostului deputat condamnat pentru fapte de corupție la 2 ani de închisoare cu suspendare. Tot senatorul Eugen Țapu a declarat și un împrumut de 63.000 de lei pe care l-a făcut către PNL, probabil în contul campaniei electorale. La capitolul datorii, senatorul declară un credit ipotecar făcut în 2016 în favoarea firmei Vlanda Company SRL Roman în valoare de 200.000 de lei, de care va scăpa anul acesta. Tot pentru aceeași firmă, unde deține 2450 de părți sociale, respectiv 3500 de acțiuni, a făcut un credit ipotecar la Raiffeisen Bank în valoare de 589.000 de lei, scadent în anul 2017. A mai împrumutat de la o persoană fizică 63.299 de lei datorie, care a fost scadentă în 2016. La capitolul venituri, Eugen Țapu declară indemnizația de senator de 61.182 de lei, dar și salariul soției la compania Vlanda de 66.491 de lei. Reticent în declarații, senatorul susține că nu este nici sărac, dar nici extrem de bogat, ci în limitele normalității. Normal, nu? N-am așa nici foarte mare avere, nici nu sunt. Deputatul PSD Ion Munteanu poate fi considerat parlamentarul cu cele mai puține venituri în raport cu cele ale colegilor săi. În declarația sa de avere apare un teren intravilan în Piatra Neamț de 17 metri pătrați, cotă indiviză la apartamentul pe care îl deține în municipiul Reședința de Județ, cumpărat în 1995 și având o suprafață totală de 94,58 de metri pătrați. Deputatul mai declară și un spațiu comercial achiziționat în 1993 în suprafață de 37 de metri pătrați. Este deținătorul unui fond de investiții deschis la Raiffeisen Bank în 2014 în valoare de 30.253 de lei. La capitolul datorii, deputatul nemțean declară un credit contractat în 2010 cu scadență în 2020 în valoare de 10.100 de euro. Ca venituri, deputatul Ioan Munteanu are indemnizația de 60.126 de lei de la Camera Deputaților și dobânda de la fondul de investiții de la Raiffeisen Bank în valoare de 1.093 de lei. Ioan Munteanu primește și pensia de drept de la Casa Națională de Pensii în valoare de 25.348 de lei. La aceste venituri se adaugă și pensia soției, fostă profesoară de limbă franceză, în valoare de 14.304 lei.